Bun găsit, prieteni, la startul ultimei curse a zilei pe Motorpar România, etapa inaugurală a sezonului în România Endurance Series. S-a mai încețoșat așa, dar e cald în continuare și n-ar trebui să avem amenințare de ploaie. De alta, dar nu știu cât își doresc oamenii aceștia, mai ales că unii dintre ei au făcut chiar lucruri frumoase în prima cursă a zilei. Bunoară, pullmanul Denis Mihai. Denis, din nou cu tine. N-a fost o primă cursă tocmai ușoară pentru tine. Jumătate din cursă ai stat în spatele lui Ovidiu Zabărca cu ceva răbdare, după care răbdarea nu ți-a fost răsplătită, că te-ai trezit în față cu Andrei Bem în partea a doua a cursei și practic el ți-a furat victoria. Așa a fost până la urmă. Locul 3 al tău a devenit locul 2 odată cu penalizarea oamenilor de la Carbogas, echipajul cu numărul 66, dar mai sus de locul 2 n-a reușit. Cum o simți? E mai degrabă frustrant sau e bine și așa? E bine și așa, deoarece acea mașină e mult mai puternică și mult mai ușoară și până această cursă sperăm că îi bătem și îi bătem și la final de etapă. La cine trebuie să fii atent la start în această cursă a doua? Părerea mea e că la Drăghiceanu, că are un start destul de bun, și la Midget. Da. Midget e colegul tău de grilă. Tu nu te bați neapărat cu el. În schimb, cu cei de la Carbogas, echipajul 66, acel BMW M3, te bați la victoria de cursă sau nu? Da, mă bat la clasa 3, sunt foarte puternici ei. Succes, Denis! Mergem în prima linie a grilei alături de Adi Grigore, una dintre surprizele frumoase cu acest Midget. Adi, cum a fost prima ta experiență atât de agitată cu o grilă atât de plină în România Endurance Series? E, destul de complicat, fiind prima cursă oficială în care particip, a fost un pic dificil, dar învățăm ușurel. Locul 4 la capătul primei curse, e exagerat dacă să-ți dorești podiumul? Nu e nimic exagerat, încercăm, nu știu, am venit să ne distrăm în primul rând. Ce te-a supărat în prima cursă? Ce anume? Ce te-a supărat în prima cursă? Păi mai mult de jumătate a fost neutralizată și atunci a fost, nici măcar antrenament n-a fost cine știe ce, dar sperăm să avem o cursă fără incidente acum. Mergem acum în linia secundă alături de poate mari perdanți ai cursei întâi, Augustin Drăghiceanu și David Cerban, echipajul Carbogas cu numărul 66. Augustin Drăghiceanu zâmbește, așa cum îl cunoaște, dar nu e zâmbetul lui, e un pic amar, nu? E amar pentru că n-am fost atent. Am tras degeaba și dintr-o greșeală și dintr-o neatenție am căzut de pe locul 1 pe locul 9. Tu ai fost cel penalizat cu 30 de secunde pentru depășire sub stag galben, nu? Da, pentru că am depășit înainte să trecem de linia de safety car. Bănuiesc că nu are sens să te întreb care este obiectivul tău. Nu. Am venit pur și simplu ca de fiecare dată să ne bucurăm. Fiecare dintre noi ne-am dorit să câștigăm. Dar concurența e acerbă, mașinile au cam același timp. Cine să reziste mai mult dintre noi? Fiecare, oricum, sunt foarte buni toți. Deci până la urmă vom vedea. Noi vom încerca să facem tot ce trebuie și ce ține de noi. Mai trebuie să ne ajute și mașina. Cu tine și cu David Cerban ne vom întâlni în partea a doua a cursei. David va prelua volanul de la Augustin Drăghiceanu după pit stop-ul obligatoriu. Tot în linia secundă, Dani Oțil cu al său Renault Clio cu numărul 101. Dani, aceeași mașină ca în anii precedenți? Alte obiective, bănuiesc? După timpii de azi nu e aceeași mașină, e mult mai slabă, dar da, același ritm, aceleași obiective pentru anul ăsta, dar să nu uităm că e prima, să ne distrăm. La 3, la categoria la care rulezi, au venit nume noi anul acesta, inclusiv pullmanul Denis Mihai. Va fi mai complicat pentru tine sau, exact cum spui, important este să te distrezi și vei vedea pe final? Din ce văd eu așa din spate, că n-am fost chiar în față azi, sunt mai ațoși băieții, clar că vin cu dorință, s-au mai și împins. Sigur va fi mai greu decât anul trecut. Anul trecut eram 3 Clio și toți 3 mâncăm împreună, ne știm, suntem prieteni. Acum, la prima cursă, nu părea că ne cunoaștem unii cu ceilalți. Succes! Ai fost pe podium în prima cursă. O să vedem dacă te regăsim acolo în top 3 și la capătul manșii a doua.
Linia 3-a, acum cu echipajul Junior Motorsport. E bine, iată-i, cu 6 echipaje anul acesta în campionat, cel puțin nominal. Constanțenii, 133, a fost unul dintre echipajele penalizate în prima cursă, Stefanos Ladopoulos și Ștefan Niculae. Iată, din nou pe grila de start, cu totul alte obiective pentru această a doua cursă? Păi, aș vrea în primul rând să reușesc să iau un pic de lead la start, să încercăm să recuperăm după eșecul de marșa trecută. Ce te-a supărat în prima cursă? Ați terminat destul de departe, mai ales pentru potențialul afișat în primele tururi, erați în top 6 atunci. Da, a fost o mică greșeală din partea mea. Am depășit când ar fi trebuit și m-am ales cu o penalizare. Obiectiv în cursa asta? Păi obiectivul ar fi să încerc să recuperez cât mai mult. Ok, succes! Zabi este acolo, de fapt colegul lui Ovidiu Zaber, ca Teo Naftan, fostul pilot Junior Motorsport, e bine da, cel care, începând anul acesta, face echipă cu veteranul Reșițean. Și apoi, iată linia a patra grilei de start, cu Andrei Vidu, care a rămas pe acea Alfa Romeo Mito cu numărul 100, Dan Florea acolo cu ultimele sfaturi pentru Sebastian Grădinariu, pilotul său, omul cu care face echipă pe modelul Renault Clio 4 RS, cu numărul 1, este modelul campion al acestei categorii A3. Poate mai vom avea timp să mergem un pic mai în spate. Andrei Bem, câștigătorul primei curse, ei bine, se lansează din ultima linie a grilei de start. Am vorbit cu Andrei să vină încoace pentru că nu o să ajungem la capătul grilei, e clar. Timpul presează în câteva minute de acum încolo, poate unu-două minute, iată, se vor lansa în turul de încălzire, turul de formare, după care va urma startul lansat, așa încât e și vremea pentru noi să părăsim această grilă și să ne bucurăm de ultima cursă a zilei. 26 de mașini implicate la această categorie care reunește turismele și grand turismele. Legătura lui Mihai Firea pentru comentariu. Încă o dată, grila de start pentru această a doua cursă a divizilor Touring și GT. E bine, este acolo în față mașina Rosenau Racing alături de Extreme Ride, Customs by Willy Motorsport, apoi Carbogaz, pot mai mult, Junior Motorsport cu mașina 133, Zabi Racing by Palex, 26 lider la a doi, apoi MS Racing cu TT-ul de a 4, Alfa Corse by Infosys, tot de la a doi, Drabbits, Dan Florea și Sebastian Grădinariu pe locul 9 și pe 10, MMS by AB Motorsport, alt model de la a doi, mașina 604, mai în spate, Cat Racing. Ar fi trebuit să fie pe grilă Shera West Competition, Jur Racing by Willy Motorsport, Kepelka Juniors cu modelul de A1, Zabi Racing by MPT A1 Plus, LM Motorsport, Meganul de A1, Avere Turbo Racing, Junior Motorsport 111, mașina A1 Plus. Și tot așa până la mașina BMA, care n-a avut timp în Q2 și astfel pleacă de la coadă. La coadă sunt 3 mașini în ultimele 4 de la Junior Motorsport. Este și acolo pe locul 21, așadar avem 26 de mașini la start. Iar în acest moment Denis Mihai este primul cu acel Clio cu numărul 178. Să vedem însă după start cât de bine va pleca de acolo BMW-ul Carbogaz Racing cu Drăghiceanu la comenzi și cât de bine va pleca Ștefan Niculae, care a recunoscut că a fost greșeala sa, acea depășire pe steag galben care i-a adus o penalizare destul de mare și care astfel a eliminat orice șansă pentru un echipaj serios la podium, un echipaj care, să nu uităm, termina pe 2 în cursa sprint, cursa de 9 tururi, 8 tururi, din ziua de sâmbătă. E bine, atât Carbogaz cât și Junior Motorsport vor căuta
să obțină cu acele modele BMW rezultate mai bune decât au reușit în cursa de mai devreme. Acum se pune în mișcare plutonul, prieteni, doar câteva momente până la startul ultimei curse a zilei și deja piloții debutanți își cunosc puțin mai bine mașinile. Noi cunoaștem condițiile, însă trebuie spus, s-a răcit destul de mult. Cerul este mult mai înnorat, temperatura la nivelul circuitului a scăzut cu 3 grade Celsius față de mai devreme. În normal, asta ar trebui să ne ajute să mergem chiar mai tare. Însă rămâne de văzut dacă vom mai avea incidente, așa cum am văzut în prima întrecere, este acolo și ca mașină turcească făcută cu șasiu tubular, care, din ce înțelegeam, ar fi trebuit să inspire și un model de stradă. Dați seama, o mașină care face Smart-ul să pară mare. Am avut cândva un Smart, dacă nu greșesc, în RS, un Smart 4-4. Sper că n-am visat. Sunt unele momente atât de mult în urmă în istoria camionului, încât pare că îți imaginezi la ce mașină am avut aici în campionat, de la Porsche de cupă până la prototipuri de categorie C. Ne bine, acum turismele sunt din nou la putere, asta ca un fel de contrast. Dacă la nivel internațional turismele sunt pe moarte, BTCC-ul pierde mașini, TCR, Cupa Mondială de TCR pierde mașini, a pierdut titlul de campionat mondial, este doar o cupă mondială. E bine, iată, aici în România diverse mașini cu vârste diverse, de la modele Saxo sau 206, care sunt ușor trecute de 15 ani, dacă nu chiar mai mult, până la modele destul de noi, destul de contemporane, acele Clio K4, însă, din păcate, nu sunt măcar 5-7 mașini să poți să ai o luptă frumoasă, sunt doar 3. 3 au fost și anul trecut. Și, iată, unul dintre ele este pe primul loc, apoi urmează acel midget, o mașină, zic eu, cu potențial mult mai mare. Acea mașină ar trebui să se lupte la victorie, cursă de cursă, să vedem astăzi ce va fi. Alex, ai revenit printre noi aici la înălțime. Cum este la nivelul circuitului? Cum simți această ultimă cursă? Să știi că lumea e destul de relaxată acolo. Nu mi se pare o miză uriașă sau piloții, într-adevăr, apăsați de miză sau frustrați de ceea ce s-a întâmplat în cursa întâi. Sigur că au existat mari pedanți. Augustin Drăghicianu nu părea deloc cântat acolo în linia secundă de o victorie care le părea promisă la cum au mers el și mai ales David Cerban în cursa întâi. Acum mă tem că lucrurile vor arăta un pic mai complicat pentru ei. În primul rând, la start ei au fost identificați de Denis Mihai și de oamenii de la Rosenau Racing ca fiind principalul lor oponent și de data aceasta nu acel model midget va fi centrul atenției polmenului, ci în spate, ceea ce face acel BMW cu numărul 66 al lui Augustin Drăghicianu. Apoi Junior Motorsport are și ea de luat o revanșă, echipajul celor doi, Ștefan Zadopulu și Ștefan Niculae, cei care au fost și penalizați în cursa întâi, altfel capabili să ruleze în top 6 și imediat și startul cu 28 de mașini și Denis Mihai dând ritmul. Iată, start în ultima cursă a zilei pe Motorpark România. Cu o poterie superbă acolo și mai ales cu Augustin Drăghicianu însetat de revanșă pe acel BMW închis la culoare, numărul 66 exterior, făcut însă de Adi Grigore pe acel midget. Și pilotul Extreme Ride Customs by Willy Motorsport e lider pe modelul cu numărul 14. Deci am zis de midget, este acolo, este o mașină ușoară, este o mașină făcută pentru curse, nu este o convertitură, o încropitură ce se întâmplă aici. Sunt multe mașini făcute în garaje. Bine, acel midget este făcut de la cap la coadă pentru motorsport și se vede mașina. Probleme, atenție pentru, iată, pentru acest BMW, acel de la Junior Motorsport, cel care era dificultate și pe urcarea către acul de bord, către virajul 4, în care s-a și oprit de altfel. Fani Niculae cu probleme, a mers și el 4 viraje. Dezastru. Și mă tem că vom avea deja prima neutralizare la capătul acestui tur. 1 Adi Grigore, 2 Augustin Drăghicianu, cel care îl atacă pe lider înaintea virajului 9, o face acum. Iată, pe perioada de frânare, în timp ce noi vedem chinurile lui Ștefan Niculae, care e cea că se extragă de acolo. Are pană pe dreapta spate, priviți dreapta spate a lui Niculae, a cedat extrem dubios de repede. Dacă n-a fost un contact acolo, mă mir de această pană. Dani Oțil a pierdut și el poziția a treia în fața polmenului Denis Mihai. Încă o dată prudent
brașoveanul Denis Mihai și ne întoarcem cu bătălia așa cum arată ea de pe camera, cred, montată pe mașina lui Denis Mihai. Inițial era pe mașina numărul 1 a lui Dan Florea, iată, devine din nou pe circuit Nicolae, însă deja a pierdut, iată, se vede acum pana pe dreapta, spate mai clar. Finalul primului tur cu Augustin Drăghiceanu lider și în spate Denis Mihai pune reală presiune pe umerii lui Adi Grigore, în încercarea de a urca pe poziția secundă. Iată atacul declanșat de pilotul Rosenau la interior pe perioada de frânare de dinaintea primului viraj. Dani Oțil cu numărul 101 e imediat în spate, gata să pândească o eventuală eroare a oamenilor din față. Adi Grigore pe modelul midget rezistă pe poziția secundă. Să Denis Mihai va trebui să se extragă repejor de acolo dacă vrea să plece în urmărirea liderului Drăghicean. Luptă inegal, luptă între două mașini complet diferite. Renault Clio K4 și acel siluetă, acea siluetă midjet. Iată. Aici festivalul durerii continuă. Întrebarea este cât va putea rula așa până la ajunge la standuri. Au trecut deja liderii. Nu e bine ce se întâmplă, să știi. Steaguri galbene acolo cu siguranță ar trebui să fie, dacă nu sunt. A trecut și mașina lui Teo Naftan, acel Civic al Zabi Racing. BMW-ul în continuare se chinuie. O, da. Hai să ne întoarcem însă la bătălia pentru poziția secundă, întrucât Denis Mihai a reușit să treacă de Adi Grigore cu al său midget și steaguri galbene. Bun, asta nu ne interesează foarte tare, sau cel puțin nu pe noi actualmente. Imaginile sunt vechi, sunt de când au trecut pe lângă Nicolae. Acum deja s-a făcut rocada. Aici în imagine Shera Racing presat din spate de către Iulian Bontea, Civicul Shera de la categoria 1 plus. În spate rival tot la 1 plus este și Bontea și în schimb trece pe lângă ei mașina lui Grădinariu. Revenim cu Zabi. Mașina lui Zabi este pe locul al 5-lea general, totuși și cu Naftan la comenzi. Acel Civic este foarte rapid, numărul 26, domină clar la categoria 2. La capătul primului tur complet, Augustin Drăghiceanu a luat într-un minut 56 de secunde 30. Denis Mihai a lăsat față de lider o zecime și un pic, o zecime și jumătate. Paul Bănuț undeva la 2 secunde în spatele pilotului Carboga și apoi pe 3, iată, Adi Grigore cu al său midget. Continuare regim de stearea galben, însă punctual, nu în integralitatea circuitului, așa cum eronat pare. Intră în bucla nouă imediat BMW-ul, mai are cât kilometri sau ceva să ajungă la boxe. Un kilometru enorm la ce viteză de deplasare are. Și iată, cu 26 Teo Naftan, noul coechipier al lui Ovidiu Zaberca, pe acea Honda Civic cu numărul 26, pe care, așa cum bine remarcai, Mihai, o pilota în trecut Alin Fulga. Și e departe de mașina Alfa Corse. S-a văzut cumva în plan secund modelul Mito, care nu poate emite pretenții în acest context. Iată lupta de aici de la A1 Plus, în care se implică Grădinariu, este acolo cu BMA după ei, cu învingătorul cursei de mai devreme. Da. Andrei Bem a luat startul, spuneam, de pe ultima linie a grilei de start. După ce în calificări nu a reușit să facă vreun timp competitiv, de aceea a fost atât de departe. Misiune foarte grea pentru Andrei Bem în această cursă a doua, în încercarea, hai să nu zicem, de a repeta isprava din prima cursă, pentru că pare absolut de domeniul științifico-fantasticului, dar măcar de a prinde un podiu, de ce nu? Iată cum îl atacă pe pilotul Shera. Și a trecut de Florea, a trecut de Grădinariu, îmi cer scuze. Aici se știe că e complicat dacă prinzi o mașină precum acel BMW al celor de la Junior Motorsport, exact în această zonă a circuitului. Și mașina Alfa Corse rămâne totuși corect pe exterior BMW-ul. Vedem când va trece, dacă va trece și Dani Oțin de acel BMW, de acel midjet cu alură de BMW. Da, Dani Oțil acum în aceeași secundă cu Adi Grigore. Și iată-l pe învingătorul cursei întâi, Andrei Bem, cel care actualmente a reușit să progreseze din coada grilei de start până... E
pe locul al 8-lea general. O, până pe 8, superb start de cursă, superb. În față este Civicul MMS Baia Mare Motorsport, o mașină de categoria 2 cu slipuri. Iată, mai rapidă Rosenau decât Carbogaz, 1.55.8 pentru Denis Mihai față de 1.56.24 pentru liderul cursei, însă diferența este totuși de 1 secundă și 75. Imaginea mașina lui BEM actualmente pe locul al 8-lea, 2 minute fix pe tur, cu 4 secunde mai rapid decât Civicul din față, de care a și trecut de fapt, ce văd. Apoi cu 2 secunde mai rapid decât Alfa Corse by Infosys, mașina de pe locul al 6-lea în acest moment. Revine să știi, Denis Mihai, 1 secundă și jumătate între brașovean și omul din imagine, Augustin Drăghiceanu, cel care continuă să conducă acum când ne aflăm în turul 4, dar încet, încet, mai ales grație unui ultim tur super, mai rapid cu o jumătate de secundă decât cel al liderului, Denis Mihai se apropie. A trecut pe la boxe între timp, cred, BMW-ul a ajuns acum la standuri și cred că va ieși BMW-ul Junior Motorsport 133, care a avut acea pană. N-am avut, nu știm motivul penei de cauciuc, însă a pierdut cel puțin două trituri și de cor pentru un Citroen Saxo. Da, un alt model al celor de la Junior Motorsport, 166. Exact, de data aceasta Citroenul pilotat de Ianis Andrei și Darius Chirilă, debutanți înscriși la categoria 1 normal. Era pe locul 19, alți piloți pregătiți de această academie și trecuți prin competițiile de slalom. West Competition merge în 2.11, 2.10, cam pe acolo este BMW-ul cu probleme la motor. Am înțeles că mașina nu mai are puterea pe care o avea la începutul weekendului. E mult mai vlăguită. Unde a ieșit 133? A ieșit și pe locul 24, în condițiile în care MS Racing și Cat Racing nu sunt pe circuit. MS Racing Audi-ul TT și Cat Racing Peugeot-ul care s-a răsturnat. Între timp a intrat la boxe și Peugeot-ul Amazons 855. Altă mașină cu probleme în prima cursă, aduți aminte, da. Mihai, cea al fetelor Mara Savu și Ana Maria Hrușelevski. Tot mai aproape Dani Oțil de acel midget. Este o luptă pentru locul al treilea pentru Dani Oțil, care se plângea că n-a prea văzut cursele din față. Acum se apropie de acea parte din fața plutonului. A terminat pe podium, să știi, în cursa întâi. N-ar trebui să-l scoatem din ecuație pe pilotul Pot mai mult. Atenție și la Andrei Bem, învingătorul primei curse, cel care tocmai a trecut de Andrei Vidu pe a sa Alfa Mito cu numărul 100. Andrei Bem pe Honda Civic cu numărul 13 este în top 6 actualmente și poate reveni pe urmele lui Sebastian Grădinariu. Aici bătălie cu... este Renault Clio 123 care trece de BMW-ul West Competition. Mașina 123 este Zabi Racing by MPT, un Clio Sport cu motor de 180 de cai putere. În spate este un alt Peugeot Junior Motorsport și Meganul LM Racing, depășit din un Dumitraș cu ușurință, cum spuneam, cu acele probleme. Încearcă doar să ajungă la sosire, însă pare mai degrabă că îi încurcă pe ceilalți. Priviți cum trece Meganul LM Racing, o mașină venerabilă. Da, după ce mai devreme Răzvan Iordache pe Renault Clio, cel cu numărul 123, trecuse de acel BMW în dificultate, acel Renault Clio galben. Răzvan Iordache, nici o legătură de rudenie cu Radu Iordache, unul dintre actorii de mai devreme din Cupa Logan. Da, și nici cu fostul ministru al economiei, parcă. Și nici cu fostul patron Bluer. Asta pentru a pomeni, nu face reclamări. Și nici cu actorul Ștefan Iordache. Mai sunt vreo câțiva pe lumea asta. A răspuns Drăghiceanu cu 1.54.23 pentru a-l trimite pe Denis Mihai la 3 secunde și jumătate în urma sa. A răspuns cu un best de peste o secundă mai rapid. 1 minut 54 de secunde 20. Acolo este ștacheta actualmente și într-adevăr
între primii doi. E acum o diferență de 3 secunde și jumătate. Mai degrabă liniștitoare pentru Augustin Drăghiceanu. Noi ne întoarcem cu... Este unul dintre modelele Suzuki Swift, mașina 311 a celor de la Endo Plus. Uite, aici e o echipă nouă. În schimb, Vlad Cosma chiar nu e un nume nou. Poate pentru România Endurance Series e nume nou, altfel însă nu m-ar fi cunoscut în lumea vitezei în coastă și a raliurilor românești. Iată, în spate este acel Renault Clio, o mașină care a fost și ea pregătită de cupă monomarcă, însă nu cred că acel exemplar este de cupă la origine, cred că este un model de stradă modificat. Renault Clio Cup există cam chiar de dinainte de această generație, există cupa monomarcă Clio. Și vine din spate și Patricia Sârbu Mărculeț, care va prinde acest trio care se luptă pentru poziția 14 actualmente. Să știi. Într-adevăr, Renault Plus este pe locul 14, în spatele mașinii AVD Turbo Racing și în fața celui Clio. A intrat la boxe Vidu. Asta nu e bine. Probleme pentru modelul Alfa Corse by Infosys cu numărul 100, campionul clasei a 2. Iată, la standuri. În timp ce cu 24 Costin Popescu, pradă atâtor probleme în cursa întâi, se ține bine acolo, dar spuneam, e doar bătăria pentru locul 14 actualmente în cursă. Așadar, 5 secunde aproape. Ultimul tur al Carbogaz a fost un 1.54.26, 1.55.64. Ține-te bine, Mihai. Andrei Bem, pe a sa Honda neagră cu numărul 11 cu farul acela chior, tocmai a trecut de Sebastian Grădinariu în bătăria pentru locul 5. Urcă bine. Bine, Andrei Bem pune în zona pit-stopurilor, de care mai desparte totuși un sfert de oră. Nici măcar n-a trecut un sfert de oră din această cursă și Andrei Bem a remontat aproape o grilă întreagă. E pe 5 acum, a trecut și de Rabbit și a trecut și de Zabi Racing și de Teo Naftan. Exact, iartă-mă, nu Sebastian Grădinariu, Teo Naftan. Da, aici era confuzia. Următorul pe lista sa, Dani Oțil, căruia, ok, nu ia mult, ia o jumătate de secundă pe tur. Imediat o să vedem care este cartul între pilotul Pot Mai Mult și câștigătorul cursei întâi. Cam mare, cam mare, peste o jumătate de minut. Greu va fi, să știi. Nu e chiar atât, nu e peste jumătate, sunt vreo 23 de secunde, cam așa actualmente. Până la Dani Oțil, diferențele deja nu mai sunt atât de mari. Andrei Bem nu mai are de ordinul secundelor oamenilor din față. Dani Oțil i-a luat o jumătate de secundă pe ultimul tur. În mod normal, acolo ar trebui să se stabilizeze. Prinde Augustin Drăghiceanu piloți întârziați. Iată acest grup care se bate pe locul 14. Iată că a trecut Meganul LM Racing de acel mult mai recent Clio. Iar Drăghiceanu va trece de toată lumea. Întrebare... Când pe interior. Da, întrebarea este cât pierde acolo, pentru că totdeauna depășirile în pluton se soldează cu ceva timp pierdut. Avansul său nu e tocmai rău, vreo 5 secunde, aproape 5 secunde și jumătate până la Denis Mihai, care poate solid instalat pe poziția secundă. Și apoi iată alte 6 secunde în spate Adi Grigore pe 3, pe al său midget, acel de la Extreme Ride Customs. Găsuia la mare, să știi, pe linia de start sosire. Chiar dacă, iată, Costin Popescu pe modelul Renault Megane, așa cum bine spuneai, venerabil, i-a luat fața lui Radu Coman. Cred că el este pilotul Edo Plus, colegului Vlad Cosma. Iată, obligat să facă o forfecare. A și blocat puțin Denis Mihai, trecând pe lângă acești întârziați care i-au tăiat calea cumva. Mă rog, nu s-au dat la o parte atât de repede pe cât ce ar fi dorit tânărul pilot Rosenau Racing. Cred că a pierdut mai mult Rosenau decât Carbogaz în această trecere prin trafic. Da, și asta cu toate că i-a prins pe linia dreaptă de start sosire, dar nu e o diferență acolo, într-adevăr. Adică pe ultimul tur timpii au fost identici, 56.7 pentru ambele mașini, iar
Ecartul s-a stabilizat undeva pe la 5,2 secunde între cele două echipaje din frunte. Andrei Bămar a mai recuperat față de Dani Oțil, dar doar o zecime de secunde, e nimica toată la în economia generală a cursei. Da, pentru moment lucrurile par să se fi stabilizat acolo, va veni însă cât de curând, mai puțin de 10 minute, exercițiul pit stopurilor, care a costat nu doar astăzi atât de mult pe unii sau pe alții implicați în lupta la vârf. Da, având în vedere, am încercat să întreb, să aflu care a fost motivul atâtor multor penalizări pentru pituri prea scurte, pentru că evident nu-ți dai mie penalizare dacă stai prea mult la boxe, te penalizezi singur dacă faci asta. E bine, n-am obținut un răspuns clar, mă gândeam, cum ți-am spus și cum am și spus deja, că ar fi poate o încă o lipsă de acuratețe cu cronometrarea din cauza vitezei mai mari pe pit lane, pentru că a scăzut timpul de parcurgere a liniei boxelor cam cu 4-5 secunde din cauza diferenței de 20 km la oră. E bine, diferențele atât de mici, de câteva zecimi sau de o secundă sau două, cam la asta duc cu gândul, dar n-am primit un răspuns clar. În funcție de cine întrebi, are fiecare motivul său, fiecare, cineva ba s-a speriat, cineva ba a accelerat prea repede, cineva a încercat să treacă de cineva mult prea repede și așa mai departe. O problemă pentru Adi Grigore, ocupantul poziției a treia în tetache și evident Dani Oțil nu s-a lăsat invitat pentru a urca pe loc de podium actualmente. Păcat pentru Adi Grigore, cel care terminase la marginea podiumului și cursa întâi, devansat de același Dani Oțil, e bine, da. Acum însă a greșit fără a fi fost presat, să știi. Avea acolo un avans de vreo 2 secunde pilotul midget în fața rivalului direct. Și Dani Oțil a trecut pe poziția a treia. A mult, mult să știi, a pierdut de ordinul a 15 secunde, 10-15 secunde, să știi, în acel tetacă. Adrian Grigore, imediat o să-l vedem sub presiunea lui Andrei Bem, care nu mai departe de 2 secunde și jumătate în spatele său. Andrei Bem însă prins în trafic acolo, undeva în spatele Patricii Sârbu Mărculeț. E, și atât pe Iulian Bonta. Pe asta Mazda MX-5. Îmi pare rău că n-am apucat să vorbim cu Iulian pentru a ne descrie puțin, nu neapărat comportamentul și senzațiile la volan, cât obiectivele sale în acest sezon, în care Mătânca a rămas fără rivali, sau cel puțin pentru tensiunea în care era angrenat de la un an la altul în Cupa Logan. Da, mașinile sunt mult mai diverse la 1+, ai ba o Honda Civic, ba un Peugeot 206 RC, ba o Mazda MX-5 care are cu totul alte adjective dinamice. Poate ar fi bine să ne concentrăm atenția asupra bătăliei pentru locul 4. Adrian Grigore presat de Andrei Bem, învingătorul cursei întâi. Cei doi tocmai au ieșit din primul viraj și se îndreaptă către zona virajului 4, acului de păr. Adevăr, cificul negru e acolo. Da, și între ei e nimic ca toată, să știi. Bă, o jumătate de secundă, poate chiar mai puțin. În plus, Adrian Grigore întâlnește trafic în față. Sunt piloți mai lenți și de care va trebui să treacă în zona virajată a circuitului, cea a virajelor 5, 6, 7. Iată-l pe Bem aici în spatele modelului midjet cu Clio-ul acela 123 depășit. Da, presiune mare pusă pe pilotul BMW Motors, de pilotul BMW Motors, pardon, pe rivalul său. O parte bună pentru Adi Grigore, că aici poate sta liniștit atâta timp cât ține interiorul, nu poate fi depășit. Iată. O lovitură între cei doi și acum să... Da, fantezista lui
Oh, lovit din spate, lovit din spate, urât. Spate, dezastru cu 123. A venit și Răzvan Iordache, care l-a percutat din spate pe Andrei Bem, pe Andrei și Bem. Implicat cumva și BMW-ul Junior Motorsport blocat acolo. Absolut. BMW-ul Junior Motors, a cărui team manager Iorgos Ladopoulos tocmai fusese convocat la direcția de cursă. Vine și recuperează prin debriuri numărul 1. Acolo Sebastian Grădinariu s-a liniștit, n-avea absolut niciun sens să depășească. Plus cred că sunt steaguri galbene oricum. Nu știu ce a încercat, n-a încercat. Nu știu ce a încercat să facă acolo Andrei Bem. Andrei Bem. Da, greu de spus ce a fost în mintea lui. Probabil a văzut o semi-oportunitate. Dar atât. A greșit puțin, a greșit puțin midjetul. Da, tocmai ce spune, ușa deschisă, dar nu poți, iată, nu poți depăși decât cu largul concurs al omului din față. Ori nu există așa ceva. Iar apoi din spate. Totuși, ciudat incident, ar trebui să se vadă că acea mașină e oprită în mijlocul circuitului. E greu de... Bun, eu nu înțeleg ce a făcut Răzvan Iordache, scuză-mă, pentru că erau opriți oamenii. Asta zic, ar fi să-i vadă cum vine în viraj. Oamenii erau opriți și viteza la acel viraj chiar în plus nu erau pe mijlocul virajului, erau la ieșire. Aici mă tem că avariile astea arată terminat. Stânga spate, clar. Andrei Bem are mașina foarte avariată. Cod 60, neutralizare cu 2 minute înainte de deschiderea ferestrei de pit stop. Și cumva e mai avariat totuși Renault Clio. Acel Renault Clio stă, Renault Clio RS este mai avariat decât acest Civic. Pentru că Civicul merge, Clio-ul este praf în decor. Iată, un incident în cascadă, un incident domino. Este scoasă platforma. Cu siguranță vom petrece toate acele 10 minute ale neutralizării sub cod 60 și după, să vedem dacă va fi restart sub safety car sau fără safety car. E o întrebare bună. Va fi în mod normal sau, mă rog, cu safety car ar fi varianta cea mai atractivă pentru noi spectatorii neutri. Nu s-ar compacta plutonul și în acel moment ai ocazie de depășire și oameni care pot reveni. În tot cazul nu Andrei Bem, a cărui cursă din acest moment cred că este încheiat. El poate bea înaintea noastră? Absolut, dar nu șampanie. Are o victorie măcar în acest weekend, a arătat că acea mașină făcută inițialmente pentru Rotac poate să reziste fără probleme o oră și nu ca să meargă ca Melcul, ci ca să se rupă la victorie. Acum, parțial fără vină a fost distrus, pentru că bun, a lovit mașina aceea midget, însă apoi a fost izbit din spate. N-avea cum să se dematerializeze acolo, n-avea cum să își ia zborul. Așadar, acum când avem neutralizare și s-au deschis și se vor deschide și linia boxelor, Carbogaz conduce la 9,9 secunde în fața Rosenau Racing, apoi pot mai mult este pe 3, Tabi Racing by Paylex lider la 2, se află pe locul al 4-lea, Extreme Ride Customs by Vili Motorsport este pe locul 5, lider la 4, The Rabbits locul 6, apoi BMA este la boxe, Shera va prelua locul al 7-lea în curând, lider la 1+, MMS by AB Motorsport de la 2 sunt pe locul 9, iar pe 10 Jules Racing, care va urca evident, la fel ca și Crepelca Juniors, care sunt lideri la A1, așadar Crepelca Juniors lider la 1 vor urca curând în top 10 după ce BMA va părăsi această poziție din cauza că este la standuri cu pagube incompatibile cu continuarea cursei. Speram că vom putea merge, prieteni, până la capăt cu steagul verde, așa cum a fost cursa Loganelor, a doua cursa Loganelor, din păcate n-a fost cazul. Abia acum ajunge platforma în dreptul acelui Renault Clio, a variat puternic, o mașină plăcută ochiului, însă nu în această stare. A bifat o nouă oprire, în ce scuze, acel model turcesc.
Iată, acum se începe evacuarea acelui Clio care mașinile oprite în urma incidentului. Patricia Sârvu Morculeț în plin pit stop cu neutralizare, o primă jumătate a cursei. Cum ți s-a părut, Pati? Foarte, foarte intens, avem de recuperat, e mult de muncă, să trecem la treabă. Ăsta este spiritul anduranței. Patricia Sârvu Morculeț, anul trecut vicecampioană la categoria sa, capabilă să se bată de la egal la egal cu băneții pe final de sezon, iar acum tot așa în bătălie la categoria A1 cu acest Suzuki Swift de cupă pe care îl iubește atât. Se mătură cât de cât acea zonă. Sunt foarte multe debriuri, foarte multe bucăți, mai precis, din mașinile avariate. Trei mașini avariate, mai ales Honda Civic, BMW Motorsport și acest Renault Clio cu numărul 123, care își juca cartea sa la categorie. Însă va mai dura până ce se va încheia această neutralizare. Numărul 13 este investigat în acest moment. Este vorba, evident, de mașina BMW Motorsport, dar mai contează oare? Mașina aceea nu va mai conta, pentru că este cu pagube. Între timp au mai oprit Sherra Racing, MMS by AB Motorsport, Jules Racing by Willy Motorsport, Crepelka Juniors, a intrat la standuri și Dani Oțil. Vedem ieșind acum de la boxe Sherra Racing pe circuit acolo. Pistopurile continuă în această fereastră agitată, în plină neutralizare. Dani Oțil tocmai a intrat de pe loc de podium la standuri. Noi suntem însă alături de Sebastian Grădinariu, pilotul echipajului cu numărul 1, The Rabbits, începând anul acesta, nu doar The Rabbit, după numele lui Dan Florea. Sebi, ieșean, te-ai trezit în față cu un eveniment mai degrabă spectaculos și nedorit. Ce ai făcut? Cine era în fața ta și ce s-a întâmplat? Deci nu am văzut neapărat ce s-a întâmplat exact, doar m-am trezit cu toate trei mașinile sau patru, nici nu am fost atent să văd câte sunt. Cioburi pe jos, bară, plastic, orice. Instinctul a fost să evit și să nu ajung și eu acolo. Cam asta a fost. O primă jumătate a cursei foarte solidă și mai ales lipsită de incidente, așa cum, din păcate, a fost pentru voi cazul în prima parte a cursei. Bun, Dan Florea l-a cunoscut, dar asta s-a în spiritul de echipă, le împarți și rezultatul e același. Bun, cum a decurs prima parte a cursei din punctul tău de vedere? Din punctul meu de vedere a fost cât se poate de bine, mă acomodez ușor-ușor cu mașina, timpii scad, deci asta e un lucru bun. Un pic la start mai timid, mai... un pic cu grijă, dar cred că o să fie din ce în ce mai bine. Diferența între un Renault Clio RS și un Citroen C2 VTS, da, e atât de mare? Este, din punctul de vedere al cutiei, motorului și cea mai importantă parte, zic eu, cauciucurile slick. Până acum am mers pe semi-slick, deci diferența este destul de mare. Faceți podium la categoria 3 în această cursă a doua? Bună întrebare. Chiar nu știu, dacă Dan se ține de treabă, eu zic că poate avem o șansă. Vom vedea. Succes, Ebi! Mulțumim! Recuperarea Renault Clio continuă. Echipajul 123, din păcate, scos din joc. Mașina Zabi Racing by MPT, după un incident care nu l-a provocat. Răzvan Iordache este acolo, lângă echipajul de recuperare. El este în regulă, însă mașina are avarii serioase acolo, pe partea stângă față, partea dreaptă, cum privim noi.
Mai sunt vreo 3-4 metri din fereastra de opriri. Însă va mai dura până ce această mașină va fi eliminată de pe traseu. Înapoi pe linia standurilor, acolo unde tocmai a intrat liderul cursei, Augustin Drăghiceanu, pe modelul BMW M3 cu numărul 66 în culorile Carbogaz Racing. David Cerban, cu echipierul său, e cel care îl înlocuiește la volan după prima parte a cursei. Augustin cu un efort solid și cu un zâmbet parcă mai relaxat, da, mai relaxat decât părea sau era schițat la începutul acestei curse. Augustin, cum a decurs prima parte a cursei? A mers mașina bine, am mers și eu cât am putut, a fost ok. Din nou la start ai făcut diferență. Da, am avut și noroc că nu m-am ciocnit de locul 2. Nu știu dacă nu ne-am atins, nu sunt foarte sigur. Dar la start e totul sau nimic, nu merge cu jumătate de măsură. Iar în cursă a mers Clio-ul grozav. La un moment dat am avut impresia că pierd teren, după care am început să trag mai tare, iar am câștigat teren. Puteam să termin cursa cu un avans mare, dacă nu era oprire. Vedem. Păcat de gafa din prima tură, care n-a fost de pilotaj, a fost pur și simplu de regulament și asta este. Se mai întâmplă. E parte din regula jocului, da. Până la urmă. E o eroare care ți-a rămas, dar ai reușit să o elimini în cursa întâi. M-a plăcut. A fost grozavă. Cursa a mers pe gustul meu. Bun, prin trafic ai părut că te descurci, cu toate că ai o mașină mai pretențioasă, mai mare poate decât acel Renault Clio al lui Clio Denis, că foarte, foarte te descurci mai bine. Clio stă foarte bine pe virajele scurte, șansa mea de principiu era să-l încurc pe virajele scurte pentru că secvențiala lui nu-i permite de la ture joase să aibă putere. Este o tehnică pe care am văzut-o în timp, este punctul slab al Clio-ului și atunci pe liniile drepte și pe cealaltă jumătate a circuitului câștig tot câte 5 secunde, câte 5 secunde. Deci în afară de două oace de păr și pe frânare, că frânează mai târziu, pentru că am înțeles asta, întotdeauna apex-ul este pe închis. Nu știu, ai văzut de obicei când nu e în spatele meu, îl iau exterior, când e în spatele meu, îl iau pe interior. Este singurul punct sensibil unde pot pierde și precum ai văzut, pe acestea le-am închis și nu mi-au pus niciun risc, nicio presiune. Augustin, mulțumim! Mulțumesc frumos! Iată, putem vedea mai bine, din păcate, nivelul serios al pagubelor pe această mașină, numărul 123, Răzvan Iordache. Am auzit la standuri pe Augustin Drăghiceanu, care a ieșit din acel BMW lider, mașina Carbogaz Racing, a preluat comenzile David Cerban, cel care a mers cu Drăghiceanu la finele anului trecut și care în urmă cu mai multe sezoane, în 2019, pilota un Audi R8 LMGT4 în seria Romanian Endurance Series. De atunci însă a trecut mult timp, mașina aceea a ajuns mai întâi ornament la o benzinărie a grupului și apoi a fost vândută. Cred că mai toată lumea și-a făcut opririle. Adi Grigore tocmai și-a efectuat pit-stop-ul, sigur nu și-ar fi dorit să-l facă în asemenea condiții de neutralizare, nu asta ar fi problema, cât mai ales de faptul că a fost implicat în acel acroșaj care a dus la acest cod 60. Alături de mine este Stefan Saragea, team manager al echipajului cu numărul 14, al acelui midget, un model aparte în peisajul României Endurance Series. Da, Stefan. Da, salut. Da, este un model, din câte știu, este pentru prima oară venit la noi în România. Pentru, în afară există campionate în multe țări, monomarcă, practic, pentru aceste automobile. Practic este un vehicul cu un șasiu tubular, după cum ați văzut, seamănă cu un BMW, dar poate să fie, să semene și cu Audi, cu alte mărci, am văzut și cu Citroen. Este un șasiu tubular, acesta este un motor de 2 litri aspirat și, da, cam atât, are putere de viteză exponențială, să zicem, și este practic un fel de prototip mai mic, putem spune, cam asta. Practic este o mașină ușoară și destul de fun de pilotat, de asta oamenii o aleg? Da, cred că de asta. Eu nu prea pot să verific, dar
Da, probabil este, este o mașină foarte ușoară, fiind un șasiu tubular și o caroserie de fibră de sticlă. Timpii pe circuit, ați văzut, sunt suficient de buni cât să stea în prima parte a plutonului, lejer, să zicem. Iar, da, probabil este o mașină foarte fun de pilotat, foarte, foarte plăcută. Ștefan, Adi s-a descurcat bine, poate mai bine în acest început de manșa a doua decât în prima cursă a zilei. A avut însă ghinion cu acel incident, tu ai văzut ce s-a întâmplat acolo? Bun, am văzut o serie, dar n-am apucat să vorbim cu el cum a văzut el lucrurile. Poate ați reușit sau cunoscându-l, știi cum a resimțit el genul ăla de atac, mai degrabă optimist al lui Andrei Bem. Da, nu am apucat să discut cu el, o să facem un fel de briefing la finalul cursei, să vedem ce s-a întâmplat. Dar se pare că daunele nu sunt foarte mari, dacă ați văzut, este un pic de plastic cu o grilă față. Dar da, ca timpii, am mers bine, puțin mai bine pe a doua cursă, dar din nefericire ne apropiem de timpii din calificări. Obiectivul vostru pe finalul cursei? Nu, momentan, pentru fiind prima cursă și prima ieșire a acestui pilot cu acest vehicul, acest automobil, a fost să cunoaștem mașina pentru prima cursă, urmând ulterior să vedem unde putem să îmbunătățim și să vedem unde putem ajunge. Mulțumesc, Ștefan! Așadar, o cursă de explorare pentru acel midget de la categoria A4, una dintre cele două modele din divizia GT, practic asigurată un trofeu în cadrul diviziei pentru mașina Extreme Ride Customs. Andrian Grigore singur în acest echipaj, inițial trebuia să fie și Alexandru Toma parte echipajului, dar el nu pilotează. Avem safety car-ul acum, ceea ce înseamnă că restartul este mai aproape. Mașinilor li s-a ordonat să accelereze pentru a prinde trenulețul din urmă. Așadar, în acest moment, cu 21 de minute rămase pe ceas, pe primul loc se află Carbogaz Racing, apoi Rosenau Racing cu Denis Mihai, pot mai mult, Daniel Țil pe 3, pe 4, Zabi Racing by Palex, Extreme Ride Customs a căzut pe locul al 5-lea după acele incidente, The Rabbits pe 6, 7, Shera Racing lider la 1+, Jules Racing imediat în spate, pe locul 8 la general, pe locul 2 la clasă, MMS by AB Motorsport tot la 2 sunt, locul 2 acolo, iar Crepelca Juniors, care vor ieși de la box imediat, erau înaintea opririi lideri la 1 și erau în top 10, erau pe locul al 10-lea la general, în fața AVD Turbo Racing, Ele Motorsport, Endo Plus, toate aceste mașini până la Junior Motorsport cu numărul 166, mașini de A1 până la locul 15 la general. Sunt toate acestea de A1. Iată în imagine midjetul lui Adi Grigore în spatele mașinii Zabi Racing by Palex. Așadar se confirmă, este acolo pe 5. Am bifat deja 15 tururi în această cursă. Puteau să fie și mai mult de 15 dacă nu aveam această neutralizare provocată de un incident perfect evitabil. Între timp, primind în urmă în prima parte a cursei, Carbogaz a bifat recordul, a coborât până la 54.039 Augustin Drăghiceanu pentru a fi cu o secundă mai rapid decât cel mai bun tur al lui Denis Mihai. Iar apoi mai în spate, Daniel Țil n-a coborât sub 56.2, 56.1 de fapt, deci vreo 2 secunde diferență. Deși cerul s-a mai închis, prieteni, nu cred că va ploua, este încă destul de cald afară, temperatura la nivelul circuitului 28.7 grade Celsius și mai avem mai puțin de 20 de minute din cursă. Din păcate, BMA Motorsport nu vor continua, nici mașina West Competition, care avea acele probleme, n-a mai plecat de la standuri, nici evident Clio-ul bușit cu numărul 123, nici Junior Motorsport de la 1+, mașina 855 a fetelor, nu mai continuă. Alex, ce reacție mai culeste acolo de pe linia boxelor? Remarcabilă, să știi, maniera în care acel midget cu numărul 14 al lui Adi Grigore nu a fost afectat
de acel incident în lanț. Mi s-a părut ireal și cum arăta caroseria. Mașină de cauciuc. Inițial am crezut că ok, măcar o parte din caroserie fusese schimbată. E bine, nu. Nu, nici n-a fost nevoie și deși inginerul de cursă al echipajului Extreme Ride Customers, Ștefan Saragea, nu a apucat să vorbească cu Adi Grigore, comunicația nu merge. E bine, da, dacă se nu că ar fi o noutate. Da. Lucrurile par în continuare sub control și destul de relaxat abordarea tuturor oamenilor de acolo. Poate mai puțin al lui Andrei Bem, să știi, care s-a cam lăcomit și a pierdut totul. Bem a simțit miros de sânge acolo, se vedea deja în top 5, spera la un top 3, părea posibil la cât de mult mai din curță, însă a avut un atac optimist care a rezultat într-un dezastru. Poate dacă nu venea din spate acel Clio, putea să continue ambele mașini, păreau a fi capabile să continue, însă a venit ca bila în popice acel Clio și a distrus fără vină, evident, și fără să vrea Iordache șansele lui Andrei Bem, care și-a provocat singur abandonul până la urmă, până la un punct. În curând vom avea restartul, luminile sunt încă aprinse pe safety car-ul Dacia Logan 3. Dacia Logan 3, o mașină testată și pentru competiții de către Willy Motorsport. Acea mașină a lui Tudor Tudorache de anul trecut se află aici în paddock, nu are însă clienți, așadar stă parcată, dacă cine vrea o vrea știe unde să caute. Însă este o mașină singulară, este un prototip în sensul dezvoltării sale între în această direcție. Știm foarte bine, uzina nu are niciun interes în motosportul de circuit, are un singur interes, Dakarul. În afară de asta, Dacia nu se identifică decât cu pădurile, cu mersul la picnic, nu cu cursele pe circuit. Deși au fost foarte multe Daci în trecut de circuit, ținem bine minte, într-o altă eră, modele Dacia Sport cu motor Renault 5 Turbo, alte astfel de experimente autohtone. În prezent, Dacia ca și constructor nu susține motorsportul nici măcar în raliuri. Da, și e păcat, deși știi cum e, numai puțin actuala configurație economică internațională să mai ai tot felul de decizii pe capul tău, ești parte dintr-un grup mondial și acolo participările motorsport sunt bine țintite și fac parte dintr-un plan strategic general, știi cum e, nu da, prea poți. Când îți sparge un milion de miliarde alpini ca să nu facă nimic în Formula 1, nu mai e bani să mai mergi tu cu Dacia undeva decât la Dakar cu acel autoturism interesant, mașina Sandrider. Iată însă, până una alta, sperăm că vom reveni sub steagă verde aici pe Motorpar România, ultima cursă a zilei, cursa a doua a diviziilor Touring și GT. A plecat safety car-ul, vom avea steag verde și se pleacă. A plecat deja ca din pușcă. David Șerban a pus imediat multe lungimi de mașină. De ce este? Parcă puțin ciudat, Julian Bontea în față, dar se dă la o parte și vine Clio-ul lui Denis Mihai, care trece pe locul secund. Da, ca de obicei, restartul un moment critic în cursă, mai ales pentru piloții prinși între lideri și urmăritorii săi direcți, altfel spus între David Șerban și Denis Mihai. Brașovan a reușit să treacă repejor de Iulian Bontea. Iulian mi s-a părut surprins pe perioada de frânare de dinaintea primului viraj, s-a uitat destul de lung în retrovizoare și l-a zărit pe Denis Mihai. Aici în spate iată-l pe Dan Florea, care face eforturi pentru a reveni în bătălia la vârf. Este pe locul al șaselea Florea, în spatele mașinii Extreme Riders Custom. Se vede acolo midgetul, are câteva mașini întârziate aproape de contact cu Andrei Vidu. Trece acolo și Ovidiu Zaberca, cel care e la marginea podiumului actualmente și poate să-l vâneze pe Dani Oțil la câteva mașini mai întârziate, drept în față. Dani Oțil pe acel Renault Clio RS gri. Zabi, iată-l cu acea Honda Civic Type-R a celor de la MMS Baiabe Motorsport în față. Liviu Drescu, pilot pregătit și adus încă de anul trecut de Alex Berea, mentorul său în campionat. Acum, de ce nu face Alex Berea echipă cu Andrei Bem?
cine știe, e o idee. Și apoi cursele de 500 de kilometri, mai ales cele derulate în plină vară, așa cum va fi cazul anul acesta, e poate începutul unui parteneriat binevenit. Într-adevăr, diferența în față este de 2 secunde, apoi încă aproape 2 secunde între echipajele de pe locurile 2 și 3. Astea sunt imagini vechi de pe vremea neutralizării cu acele slalomuri la viteză, la 60 de km pe oră. Acum însă, iată, Dani Oțil cu pistă liberă în față pe 3, dar n-aș spune solid instalat pe podium, pentru că din spate va veni Zabi să-i pună reale probleme pe final de curs. Să zic că asta e o mană cerească pentru piloți. Asta, neutralizarea aceasta venită în plină fereastră de pit stop și restartul imediat după, e o mană cerească pentru piloți rapizi, capabili să facă diferența, precum Ovidiu Zabel. A pierdut deja poziția Adi Grigore, a pierdut, a căzut până pe 6, acel mic jet, a fost depășit și de The Rabbits și de Dan Florea, care acum urcă pe locul al 5-lea. Este pe locul 4 însă la clasă. Continuare în imagine această mașină cu numărul 14, care rulează în spatele unei Honda Civic. Da, Adi Grigore mai degrabă încurcat acolo de Liviu Drescu, despre care vorbeam ceva mai devreme, și iată-ne alături de pilotul midget. Cred că sunt alte, da, imagini mai vechi. Absolut, nu sunt așa imagini mai vechi și oricum midgetului. Da, 1 și 2 la mână, viteza... Nu, și e prea spațios bordul. Da, absolut. Viteza nu e deloc una de competiție. Da, a intrat Bontea. A intrat Ilian Bontea la standuri. Da, pe asta Mazda MX-5. Asta e o veste cât se poate de proastă pentru fostul dublu campion în Cupa Logan. Diferența în față se vede cu ochiul liber, nu este mare. No. Vine Denis Mihai peste Carbogaz Racing, peste David Cerban. Sunt o secundă și 30, ultimul tur al Carbogaz, 55-5, 56-1 pentru Denis Mihai, diferență minimă. Apoi Dani Oțil 57-7, 56-4 pentru Zabimo, mai rapid cu o secundă și